Bună ziua din nou! Astăzi, așa cum vă spuneam, vom continua să prezentăm unelte digitale care să vă fie vouă de folos și în primul rând voi începe eu să vă prezint câteva unelte de project management și comunicare web-based, deci unelte care sunt disponibile online. Am făcut și o prezentare pentru voi. După cum ziceam, unelte de management de proiect și de comunicare. Dați să mă fac și... Am primit hot spotlight deja, mulțumesc. Există o serie de... Sunt foarte multe astfel de unelte, unele contra cost, altele gratuite. Aici vedeți doar o parte dintre ele, o selecție de unelte populare în zona aceasta de project management online. FritCamp, ProofHub, Scoro, Zoho Projects, WorkZone, GunPro, TeamGuant, Hive, Basecamp și Asana. Eram curios în primul rând dacă dintre dumneavoastră cineva a folosit vreuna dintre aceste unelte afișate aici. Puteți și să scrieți în chat sau puteți să deschideți microfonul cum considerați, dacă e cineva care a folosit una din aceste unelte. Eu am folosit Asana okay. și Scoro, dar am ajuns la concluzia că îmi place mai mult ClickUp. E o aplicație un pic mai nouă și mi se pare un pic mai bună decât ce am folosit în trecut. Ok. Dacă te rog, ne lași în chat și linkul la această aplicație. Până la urmă, e important să învățăm unii de la alții. Noi nu deținem adevărul absolut, bineînțeles. Sunt foarte multe aplicații și poate colegii tăi vor aprecia această aplicație. Deci dacă poți să-mi o scrii în chat, te rog să sigur, o faci. Sigur, o scriu în Ok, mulțumesc. Mai e cineva care a folosit aplicații dintre acestea? Nu. Înțeleg. Ok. E bine pentru că înseamnă că veți avea ocazia să descoperiți acum care sunt beneficiile unor astfel de aplicații. Pe lângă lista aceasta, mai este o aplicație pe care am ales-o, o prezint mai în detaliu și se numește Trello. De aceasta ați auzit, ați folosit? Nimeni. Da, am folosit-o și pe aceasta. Ok. Altcineva? Da, și eu am folosit Trello. Ok. Deci, și încă folosim. Asta e una deja mai cunoscută. De ce am ales-o? Pentru că e o unealtă foarte simplă de folosit. Ne ajută să organizăm și să gestionăm sarcinile și proiectele pe care le avem și e disponibilă pe orice dispozitiv. Bineînțeles, un mare avantaj al acestei aplicații este faptul că este gratuită. Are și diverse opțiuni care se pot plăti suplimentar, dar cam poți face, mai ales la nivel de startup ce aveți voi nevoie, cam orice e nevoie pe varianta gratuită. Câteva informații statistice despre Trello. A fost fondată acum 11 ani, deci e relativ nouă, tânără aplicația. Are peste 50 de milioane de utilizatori, în jur de 1 milion de echipe care lucrează pe Trello. În perioada de pandemie a crescut numărul de utilizatori foarte mult, ca de altfel la majoritatea platformelor și aplicațiilor digitale și era o creștere cam de 150.000 de utilizatori noi pe săptămână. Trello e disponibilă în 21 de limbi și compania din spate care gestionează are în jur de 100 de angajați. Câteva avantaje pentru care Trello ar fi recomandat e o unealtă vizuală, te ajută să vizualizezi pașii pe care îi ai de făcut în proiect. E ușor de folosit, după cum vă spuneam, este flexibilă, poate fi folosită de oriunde. Zic unii specialiști că e și distractiv, adică are un format foarte prietenos și nu e cumva o corvoadă să lucrezi în această aplicație. Poate fi folosită în echipă, colaborativ și, după cum vă ziceam, un mare avantaj faptul că este o aplicație gratuită.
Există și câteva dezavantaje date de statistici și de cei care au folosit această aplicație. Poate deveni uneori înghesuită. În ce sens? În ideea în care, în momentul în care avem foarte multe activități și sarcini pe care ni le afișăm pe panou, așa cum o să vedeți imediat, dacă nu știm să le organizăm bine, informația poate să devină foarte complexă și înghesuită, după cum ziceam, vizual poate deveni deranjat. Nu oferă funcționalități de monitorizare și estimare a timpului automate, adică nu are niște facilități de inteligență artificială care să facă automat o monitorizare și estimare a timpului. De asemenea, o sarcină nu poate fi simultană în mai multe proiecte. Putem duplica o anumită sarcină, dar va fi o instanță diferită. Acest lucru poate fi un dezavantaj pentru că s-ar putea să avem o sarcină care poate să existe în mod real în două proiecte de ale noastre, dar dacă trebuie să facem modificări într-o parte, va trebui să facem și cealaltă. Nu se actualizează automat. Și uneori navigarea poate fi ciudată, în special dacă, din nou, sunt foarte multe informații și nu sunt organizate suficient de bine. Vom trece printr-un fel de tutorial. E cu niște capturi realizate acum câțiva ani. Între timp s-a schimbat interfața grafică, principiile de funcționare însă nu s-au schimbat și după ce trecem rapid prin acest tutorial, o să intru și pe varianta live să vedeți cum arată acum și să vă arăt acum cum puteți face anumite lucruri în platforma Trello. Trec repede peste, deci la trello.com găsiți aplicația. O să trec peste partea de sign up pentru că sunt sigur că vă descurcați să vă faceți un cont. După ce ne facem un cont, ajungi într-un panou de comandă, într-un dashboard, similar cu alte platforme pe care probabil le-ați folosit, în care vom vedea lista de echipe și de proiecte. Iar pentru ce avem nevoie, putem crea un proiect nou care se numește Board în Trello. Practic, de aceea discutăm că este o unealtă de management de proiect, pentru că pot să îmi creez o structură, o zonă dedicată pentru un anumit proiect la care apoi să adaug persoane, să adaug sarcini, termene limită și așa mai departe. Se poate adăuga în fine și cu semnul plus. Îi se dă un titlu proiectului. Vom vedea pe varianta live între timp. Mai pot să-l atribui și unei anumite echipe. Pot să-i dau și o imagine de fundal încă de la început. După care ajung efectiv în zona de proiect, în care pot să adaug liste și sarcini. Deci avem în Trello trei terminologii: boards, care de fapt sunt proiectele, lists, care sunt, să zicem, liste de sarcini sau categorii de sarcini, și cards, care sunt efectiv sarcinile pe care le avem de făcut sau ideile pe care dorim să ni le notăm, dacă e nevoie. În momentul în care am creat o listă, vedem că listele se vor afișa într-o formă verticală, deci, mă rog, ele sunt puse una lângă alta pe coloane, iar apoi în momentul în care adăugăm sarcini în fiecare listă, acestea vor fi adăugate orizontal. După ce am creat și aceste liste, putem să adăugăm membri în proiect. O să vă ziceam că o să vă arăt și pe live acest lucru imediat. Iar după ce avem toate aceste informații, mai pot să fac o serie de modificări din meniu, fie să adaug membrii, pot să caut pe cineva care are deja cont în Trello sau pot să adaug o adresă de mail sau chiar pot să generez un link pe care să-l trimit membrilor pe care doresc să-i adaug în echipă. E destul de util și ușor de folosit acest lucru, mai ales acum pentru voi la început de drum. Nu aveți foarte mulți membri în echipele voastre de lucru și e o modalitate bună prin care să puteți comunica și să țineți o evidență a activităților pe care le aveți de făcut pentru startup-ul vostru. Se poate schimba fundalul, vom vedea că
Între timp, Trello a făcut un parteneriat cu cei de la Unsplash și practic pot să adaug imagini cu licență liberă, foarte prietenoase și foarte ok. Putem să filtrăm sarcinile, ceea ce e foarte important, mai ales în momentul în care acestea devin numeroase, pentru că am o serie de modalități prin care pot filtra aceste sarcini. Pot să filtrez fie după cuvinte cheie, după etichete pe care le pot adăuga sarcinilor, după membrii care au atribuit o anumită sarcină sau după datele limită, când deadline-urile când, pe care le-am setat pentru sarcinile respective. Pentru fiecare dintre aceste sarcini pot să adaug și o serie de detalii. Practic pot să-i dau, să-i fac o descriere, pot să las comentarii. Dacă am fost atribuit de cineva pe o anumită sarcină, pot să las comentarii acolo și mă rog, să nu uităm să facem ceva sau observații pe care le avem de făcut legat de aceeași sarcină. Putem adăuga etichete, care sunt niște casete de culori în care putem pune și o denumire. Putem să etichetăm o sarcină, să zicem, în funcție de urgență, să zicem că roșu, cum ne stabilim în echipă înainte, zicem că etichetele roșii ar fi cele mai urgente, portocalii medii ca urgență și verzi nu cu urgență mare. Sau puteți să decideți o altă modalitate de etichetare, prin care să ziceți că fiecare cod de culoare reprezintă o anumită categorie de sarcini. Financiar, juridic, implementare, nu știu, promovare, vă decideți voi. Asta e frumusețea la Trello, că e atât de flexibil încât puteți să jonglați cu aceste lucruri. Putem de asemenea să adăugăm membrii doar pentru o anumită sarcină, astfel încât aceștia să vadă sarcina respectivă și să le fie evidențiată. Putem să adăugăm de asemenea un checklist, care iară este un lucru important. Vă ziceam de acel dezavantaj cu informația înghesuită. Ei bine, pot să fac un mic artificiu aici și să pun doar sarcini mai mari, să nu pun sarcinile foarte mărunte, să zicem. Și atunci să zicem că avem o sarcină de genul, nu știu, să-mi fac o campanie de promovare pe Facebook, ceea ce o să discutăm într-o sesiune viitoare. Ei bine, pot să pun acea sarcină doar și apoi să-mi fac un checklist cu subsarcini care cuprind această sarcină mare. Și atunci pot să-mi pun un checklist. Creare cont pe Facebook, nu cred că e cazul, cred că aveți toți. Creare pagină pentru startup pe Facebook. Popularea paginii cu informații, crearea unui calendar de postări, crearea unui eveniment, planificarea unei campanii de adunat like-uri sau strângere de fonduri sau ce vreți voi să faceți. Deci în ideea aceasta checklist-ul este folositor ca să mă ajute să fac niște sub-sarcini mai mici pentru sarcina principală. Foarte important e acest progress bar pentru checklist, pentru că în momentul în care bifez ca rezolvate, veți vedea imediat, bifez ca rezolvate anumite sarcini din acest checklist, anumiți iteme, anumite elemente, îmi va crește progress bar-ul și voi putea să văd cât la sută din sarcină a fost finalizat. Pot să văd în momentul în care adaug informații de genul checklist sau comentarii și deadline-uri, pot să văd acest lucru în panoul de proiect. De asemenea, pot să adaug un deadline, așa cum vă ziceam, care îmi apare. Putem anexa fișiere și putem conecta proiectul cu alte mini-aplicații, să le zicem. Se numesc power-ups în Trello, sunt ca un fel de plugin-uri, poate vei mai cunoscută terminologia asta, care îți permit o serie de, cum să zic, alte activități, facilități. Până acum nu de mult, nu puteai să adaugi decât un singur power-up pentru un proiect. Acum au scos acest lucru, pot să adaugi mai multe, e o listă întreagă și puteți găsi power-up-uri chiar utile. Cel mai folositor e calendarul, pentru că în momentul în care îmi adaugă un calendar, pot să văd foarte ușor vizual când sunt termenele limită pentru o anumită sarcină.
pe care o am de făcut și cum sunt ele organizate și pot să-mi dau seama, de exemplu, dacă nu mi-am pus cumva toate termenele limită în aceeași perioadă, ceea pentru că acest lucru vă va face complicată viața. De asemenea, putem muta o anumită sarcină în alt proiect. Pot să fac acest lucru și manual dacă vreau să mut o sarcină între liste, pot să fac cu un simplu drag and drop și o trag dintr-o parte în alta. De asemenea, Trello mai are și posibilitatea să adaug stickere. Stickerele sunt un fel de emoticoane care oferă o pată de culoare sau oferă o anumită atenționare vizuală pentru o anumită sarcină pe care doresc să o fac. În momentul în care finalizați un proiect, acesta se poate închide, ceea ce practic nu îl șterge, ci îl pune cumva într-o zonă de arhivare. Proiectul este închis, dar pot oricând ca owner al lui să îl redeschid dacă vreau să mai fac modificări sau dacă, nu știu, e un proiect iterativ care se repetă odată la câteva luni, odată la un an și vreau doar să pur și simplu să fac modificări și să actualizez sarcinile pentru noua perioadă, noua iterație a proiectului. Pot, bineînțeles, să îl și șterg cu totul în momentul în care nu mai am nevoie de el, o să vă arăt imediat. Sunt câteva tips and tricks, câteva sfaturi pe care pot să vi le ofer în ceea ce privește folosirea Trello. Se poate folosi secțiunea de reminders sau notifications, practic marcată prin iconița de tip clopoțel, unde pot să văd notificările legate de actualizări în ceea ce privește sarcinile sau proiectele în care sunt implicat. Pot să creez de asemenea șabloane, vă ziceam, de proiecte iterative, proiecte care se repetă sau poate doar bucăți din proiecte pe care le repet în mai multe părți și atunci pot să fac un șablon cu sarcini, cu liste sau chiar cu proiect, un proiect cu totul. În momentul în care am foarte multe proiecte, pot să evidențiez aceste proiecte ca prioritare și pot să fac acest lucru. E o imagine, un icon de tip stea, ca și cum le marchez într-o zonă de favorites, să zicem. Un alt sfat este să intrați în momentul în care sunteți implicați în mai multe proiecte, să verificați în profilele voastre proiectele și sarcinile atribuite vouă. Trello are de asemenea o listă întreagă de scurtături de tastatură, de shortcuts pe care le puteți folosi dacă folosiți în mod frecvent Trello. Un alt sfat e, se poate copia o listă din Excel în Trello și atunci îmi pune practic fiecare sarcină, fiecare câmp din Excel va fi o sarcină. Și, mă rog, ultimul tip and trick, faptul că pot să folosesc drag and drop-ul și ca să trag un URL într-o sarcină, să nu trebuiască să le iau copy-paste. O să opresc prezentarea acum, ca să trec și la partea de live. Deci, practic, în momentul în care voi intrați în Trello, după ce v-ați făcut contul, o să aveți o zonă în acest în dashboard, așa cum vă ziceam, în care văd că am proiectele mele, boards, văd că am templates, am un home și am o serie de workspaces. Aceste workspaces sunt, cum să zic, o zonă dedicată pentru o anumită echipă cu care colaborez. Și văd care sunt proiectele pe care le-am vizualizat recent. Vedeți că apare această stea de care vă ziceam să marchez un proiect ca favorite. Hai să zicem că îl marchez pe ăsta și după aia dacă dau un refresh o să-mi apară în partea de sus. În fine, am toate proiectele în care am fost implicat. Eu am foarte multe pentru că lucrez cu studenții și fiecare practic mă invită într-un astfel de proiect. Ei bine, putem crea un proiect nou, pot să încerc cu un template, fie salvat de mine, fie un template care deja este creat de Trello. Vedeți că am Agile, Kanban, mai multe tipuri de project management, mai multe tipuri de astfel de template-uri. Sau pot să creez o zonă de lucru în care să am proiecte și oameni dedicați pentru acea zonă de lucru. Voi crea un simplu proiect, nu știu, o să-i zicem Startup PT.
aleg în care workspace să fie, o să las în workspace-ul meu privat. Pot de asemenea să îmi setez care este vizibilitatea proiectului meu. Poate să fie privat, adică să fie văzut doar de membrii din proiect pe care îi adaug. Poate să fie disponibil la toate persoanele dintr-un workspace, adică să zicem că voi vă faceți o zonă de lucru cu 10 persoane pe care le implicați cumva în ceea ce veți face voi în startup, dar într-un proiect anume nu lucrează decât 3, ceilalți 7 nu sunt atribuiți. E, dacă pun opțiunea asta workspace și cei 7 care nu sunt atribuiți pe proiectul respectiv vor putea să vizualizeze informațiile din proiect. Sau pot să fac proiectul public, să fie văzut de oricine de pe net. Eu o să merg pe variantă private acum și pot să-mi aleg background-ul. Pot să aleg un background plictisitor doar cu o culoare sau pot să aleg o imagine pe care oricum pot să o modific ulterior. Bineînțeles, totul se poate modifica ulterior. Ok, și am creat proiectul, așa îmi arată. Pot să încep să creez liste. Nu știu, să zicem că avem documente de realizat, promovare, nu știu, financiar. Resurse umane, nu. Fiecare își creează ce fel de listă are nevoie. Și atunci încep și creez. Certificat, registrul comerțului. Contract, UPT. Cerere, finanțare. Nu știu, dau niște exemple, poate nu au niciun sens, dar ca să înțelegeți ideea. După aia mă pun promovare. Promovare Facebook. Promovare LinkedIn, promovare Google Ads, nu știu, ce-o fi, financiar, buget, achiziții, resurse umane, angajează inginer. Bun, și am acum practic mai multe categorii de activități în care în fiecare am pus sarcini. Și vă ziceam că pot să adaug mai multe informații, pot să editez, dacă apăs pur și simplu pe creionul ăsta din dreapta, îmi deschide mai multe informații pe care pot să le fac. Dacă îi dau click direct pe el, îmi deschide cu totul sarcina. Și pot să-i dau o descriere, pregătirea promovării pe Facebook, să zicem. Pot să îmi dau un comentariu, dar nu prea are sens să-mi dau comentariu mie. Pot să adaug membrii doar pentru această sarcină. Pot să pun o etichetă și pot să adaug, uite, să pun eticheta roșie și pot să-i dau și un nume. Pot să zic că asta este o etichetă care înseamnă urgent. Pot să creez și, adaug mai multe etichete dacă e cazul. Pot să pun un checklist, așa cum v-am zis. O să-i dau un nume, o să las checklist. Și atunci, ziceam, creare cont, creare pagină, material, descriere pagină, calendar postări, campanie Facebook, eveniment Facebook. Tot ce ține de acest subiect. Și pe măsură ce finalizez din ele, pot să le bifez și văd că îmi crește progress barul în mod corespunzător. Dacă am foarte multe elemente pe checklist, nu e neapărat recomandat să aveți, dar pot să apăs Hide Checked Items și acestea nu vor mai fi vizibile, ca să fie mai simplu de văzut. De asemenea, pot să-mi pun o dată limită, să zicem că trebuiau până în 23 iunie să finalizez această promovare pe Facebook și pot să-mi pun un reminder cu o zi înainte, cu câteva minute înainte, ore, mai multe zile, în fine. O să las cu o zi înainte reminder și dau save, mi-a apărut și asta. Pot să atașez fișiere, să anexez fișiere fie de pe calculator, fie deja salvate în Trello, fie de pe un serviciu de hosting de tip Google Drive, OneDrive, Dropbox sau Box. Sau pot să anexez un link, dacă e cazul.
Pot să-i pun o imagine cover care să fie reprezentativă, pot să o încarc de pe calculator sau pot să caut în baza de date a Unsplash, caut Facebook și aleg o imagine pe care să mi-o pună ca un cover. Ok? De asemenea, pot să mut, vă ziceam, pot să mut această sarcină fie în alt proiect, fie în altă listă. Pot să o copiez, pot să fac template din ea, pot să mi-o pun, să mi-o marchez cu un watch ca să fiu notificat cu acel clopoțel pentru orice fel de notificare care apare la ea. Pot să o arhivez, pot să îi dau share fie ca link, fie să o embedui undeva sau să o trimit pe mail. Deci sunt foarte multe opțiuni pe care le pot folosi. În momentul în care am finalizat, vedeți că mi-a apărut deja aici. Mi-a apărut și cover-ul, și eticheta, deadline-ul, faptul că am o descriere și faptul că am un checklist. Vă ziceam că pot să adaug și power-ups și vă spuneam că sunt o serie de astfel de power-ups. Vedeți, puteți vedea lista. Nu știu să vă zic în clipa asta câte anume puteți adăuga. Vă ziceam doar că nu mai e limitat doar la unul. N-am încercat să adaug ca să văd până unde mă lasă. Cea de calendar este cea mai folositoare. În momentul în care i-am dat add, mi-a apărut în partea de sus. Și în momentul în care apăs pe el, văd singurul item la care i-am dat un deadline. Haideți să mai îmi pun niște deadline-uri la câteva ca să se vadă mai bine. Okay. Și vedeți că mi-apar acum și celelalte pe care le-am adăugat. Pot să le văd și pe fiecare săptămână, nu doar pe fiecare lună. De asemenea, ziceam că pot să adaug persoane, pot să dau share și să caut persoane care deja au cont, să zicem că o caut pe Diana. Nu știu cum o găseam cu adresa de UPT, parcă. În fine, da, deci pot să o adaug, pot să o adaug pe cineva după mail sau după nume. Să văd că la un moment dat, uite, colegul meu, Silviu Ver, pe care îl cunoașteți, mi l-a găsit cu poză, mi-l identifică. Și pot să adaug persoanele respective ca member sau, dacă am variantă plătită, pot să adaug pe cineva doar ca observator cu drepturi limitate pe proiectul respectiv. Pot de asemenea să creez un link pe care să îl trimit și pe care să-l dau celor cu care vreau să colaborez. Deci că am un grup de WhatsApp sau de mailing cu cei cu care lucrez și decât să invit pe fiecare în parte, generez link-ul și le dau acolo acel link ca să poată să intre pe respectivul proiect. Bun, vă ziceam de partea de filtrare. Și pot să filtrez după cuvinte cheie și să zicem că vreau să văd doar achizițiile și vedeți că mi-a rămas doar acest card în momentul, această sarcină în momentul de față. Sau pot să filtrez în funcție de membri, nu am ce să filtrez că n-am adăugat membri în momentul de față. Sau pot să pun care sunt sarcinile care nu au dată, pentru care n-am setat un deadline. Poate ar fi important să setez pentru fiecare. Să văd sarcinile care sunt cu termen depășit, nu e cazul în momentul de față. Sau sarcini care trebuie finalizate ziua următoare, săptămâna viitoare, uite, mi-apar cele două. Sau luna viitoare și mi-apar toate trei. Pot de asemenea să filtrez după sarcini care au fost marcate ca finalizate sau care nu sunt finalizate. Sau pot să filtrez după etichete și mi-arată doar acele sarcini care au o anumită etichetă. De asemenea, din partea de meniu pot să schimb background-ul, așa cum vă ziceam, e această colaborare cu Unsplash și, nu știu, să zicem că îmi caut ceva care să fie reprezentativ pentru business-ul meu, pentru startup-ul meu și care să se potrivească. De asemenea, pot să adaug acele stickere de care vă ziceam, pot să marchez cumva ce am finalizat sau, nu știu, fiecare
se descurcă cu asta? Adică vă înțelegeți în echipă care ar fi un cod de reprezentativitate pentru aceste stickere? Sunt câteva pe care le puteți folosi. Puteți și căuta aici după Giphy. Poftim. Deci, de-aia ziceam că poate fi și distractiv. Ok. Îmi arată de asemenea în zona asta de meniu și activitatea care a fost desfășurată în acest proiect, în ordine invers cronologică. Bun. Din zona de more pot să văd setări, pot să văd etichete, elementele care au fost arhivate. Am câteva opțiuni și aici. În momentul în care am finalizat treaba cu proiectul, după cum vă spuneam, pot să îl închid. Și acest lucru mi-l duce într-o zonă de arhivă. Pot să îl redeschid dacă vreau sau dacă am finalizat pot să îl șterg cu totul. Cam asta ar fi partea de Trello. Dacă o să opresc share screen-ul, dacă aveți întrebări legate de zona aceasta de Trello până înainte să trec la următoarele unelte pe care vi le voi prezenta. Vă rog, orice fel de întrebare sau neclaritate. Sau sugestie de la cei care au folosit Trello și consideră că mi-a scăpat ceva care ar putea fi util pentru colegi. Bun, o să am eu o întrebare, Vlad. Te rog, Ali. Ai avut vreodată vreo funcționalitate care te-a deranjat la platformă? Nu știu, nu ți-a oferit chiar tot ce aveai nevoie sau ceva genul ăsta? Nu, dar eu am folosit mai mult în scopuri educaționale sau când am lucrat în ONG. N-am folosit Trello pentru muncă în firmă, efectiv. Așa că poate nu sunt, eu sunt sincer, poate nu sunt persoana cea mai potrivită ca să răspundă la această întrebare. Dar presupun că întreb cu un scop. Cred că te-ai lovit tu de ceva care te-a nemulțumit. Nu. Eu eram curios, că am văzut că ai interacționat mult cu platforma, că aveai multe proiecte acolo. Uh-huh. Și da, mă gândeam că totuși ai găsit vreun minus al platformei pentru tine la nivel personal. Nu. Deci n-am avut nevoie de ceva și să nu pot să folosesc cu Trello. Dar poate întrebarea e bună și pentru cei dintre voi care ați folosit Trello. Ați avut nevoie de ceva și n-ați putut să faceți prin Trello legat de asta? De zona de project management? Înțeleg că nu sunt întrebări, că totul a fost clar și că cei care au mai folosit Trello n-au avut probleme cu el. Atunci voi merge mai departe. Revin la prezentare. Mai am două unelte pe care să vi le prezint pe scurt. Grosul prezentării a fost făcut pentru Trello, pentru că e nu știu, o unealtă pe care chiar vi-o recomand foarte mult. Am lucrat cu multe IMM-uri și cu multe ONG-uri și am văzut că foarte mulți folosesc așa ceva, mai ales că, adică fix Trello, corporațiile într-adevăr au de multe ori softuri plătite și dedicate pentru ei, unele chiar făcute intern. Dar pentru ce aveți voi nevoie ca startup e o unealtă foarte bună. Altă unealtă care se poate folosi pentru zona de comunicare și project management, deși mai mult pe comunicare, este Slack. Slack ați folosit careva dintre voi? Ăla eu? Nimeni? Înțeleg că nimeni. Ok. Deci Slack este o platformă de comunicare de afaceri lansată în 2013. Slack e un acronim pentru Searchable Log of All Conversation and Knowledge. Practic e gândită ca o aplicație de comunicare și project management cumva pentru că îți permite ușor să găsești informația din
conversații, practic pot să adaug și fișiere și diverse alte lucruri în Slack. Compania care a dezvoltat Slack se numea Slack Technologies, care a fost cumpărată de Salesforce pentru 27,7 miliarde de dolari. Deci vă puteți da seama că din această sumă că este o aplicație valoroasă, are peste 10 milioane de utilizatori zilnic, platforma e disponibilă în 8 limbi, are și o, este și o aplicație dedicată. Există 3 milioane de utilizatori care folosesc varianta plătită a Slack și din aceste, printre aceste 3 milioane se regăsesc de fapt aproape jumătate din afacerile din companiile care apar în Fortune 100. Câteva din funcțiile pe care le are Slack sunt camerele de chat permanente sau canale care sunt organizate pe subiecte, grupuri private de discuție sau mesageria directă. O să vă arăt și Slack imediat live cum arată, dar înainte mai am un slide pe care vreau să vi-l prezint despre Basecamp. E o altă platformă care e folosită pentru, în special pentru project management. De data aceasta e vorba de o aplicație open source. Compania se numește 37 Signals, apoi s-a denumit Basecamp, acum compania în sine tot 37 Signals se numește. O companie mai veche de data asta, înființată din 99 și care pe lângă Basecamp, de fapt, mai are și alte platforme dezvoltate sau limbaje, Campfire și Ruby on Rails, printre ele sunt cele mai cunoscute. Basecamp e folosit în momentul de față de aproximativ 18 milioane de utilizatori. M-ar interesa dacă, dacă Basecamp a folosit cineva. Am înțeles că Slack nu, dar nu știu, poate Basecamp? Ok. Atunci dați-mi voie să vă arăt și aceste platforme cum arată. Deci Slack, practic am mai multe, în primul rând mai multe echipe. Scuze, să dau aici un sign out, că nu asta, am vrut să se vadă toate. Dar cred că mai bine vă arăt direct pe aplicație. Deci, pot să am mai multe echipe, vedeți aici în partea stângă și pentru, da? Pentru fiecare echipă am mai multe canale care pot fi puse pe diverse categorii. Am mesagerie directă cu persoanele care există, pot să am mesagerie cu grupuri de persoană și pot să conectez la Slack o serie de aplicații, cum ar fi Doodle pentru a programa întâlniri în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Pot să adaug Miro, o unealtă colaborativă online despre care vom mai discuta. Google Drive, Trello, pot să adaug în Slack, Zoom, Google Calendar, vedeți că sunt mai multe astfel de aplicații integrate cu Slack și care mă ajută să gestionez practic din intermediul acestei aplicații și alte activități de care am nevoie. Vă ziceam că este, deci nu poate fi folosită web-based sau poate fi folosită ca aplicație descărcată fie pe telefon, fie pe calculator, pe laptop. Funcționează ca similar cu orice altă aplicație de messaging, dar să zicem ca avantaj față de WhatsApp, să spunem, modalitatea de căutare a informației e mult mai ușoară, pot să navighez mai ușor prin canalele de discuție și pot să văd și documente. În plus, faptul că pot să integrez alte aplicații, cum e Doodle-ul sau Miro sau Zoom-ul, cu Slack-ul îmi face viața foarte ușoară. Adică să zicem, pot să folosesc, dacă integrez cu Zoom-ul, pot să îmi programez într-un canal de discuție o întâlnire din câteva clicuri, nu mai intru prin și în Zoom și să trimit link-ul după aia. Nu, generez pe canalul ăla întâlnirea și toată lumea vede link-ul pentru întâlnirea respectivă. În fine, asta despre Slack, mai multe, nu, astea sunt lucrurile esențiale pe care am vrut să vi le zic, iar Basecamp-ul arată în felul următor.
Pot să fiu într-un proiect în care am mai multe echipe, fiecare practic conține mai multe informații, mai multe persoane atribuite. Vedeți că similar, să zicem că are similitudini cu Trello. Pot să adaug persoane, pot să îmi pun listă de to-dos, am un message board, un fel de forum, am o zonă de resurse de tip documente și fișiere, pot să folosesc Campfire pentru chat, pot să programez întâlniri sau evenimente și în fine mai sunt câteva facilități. Văd activitatea din nou invers cronologică care a fost desfășurată într-o anumită echipă. Open source, gratuit, se poate folosi dacă preferați Basecamp față de Trello, nu e nicio problemă. De asemenea, dacă preferați oricare altă unealtă dintre cele pe care vi le-am pus în listă, nu e nicio problemă. Noi o să vă punem la dispoziție și o serie de tutoriale video pe care le puteți parcurge ca să vă familiarizați cu aceste unelte și să o identificați pe cea care se potrivește cel mai bine cu stilul vostru, cu proiectul vostru, cu membrii din echipa voastră. Dacă sunt întrebări legate de zona aceasta. Nu. Aș avea o curiozitate. Te rog. Faptul că apar foarte, foarte multe aplicații care, mă rog, sunt utile, cum reușim să facem față? Adică să ne orientăm care ne-ar fi utile și care nu și pe care să investim timp să le studiem? Da. Adică Miro am lucrat că el și e într-adevăr folositor, dar, mă rog, mai există altele și altele și... Nu există o rețetă a succesului. Există foarte multe aplicații. Important este să identificați pentru fiecare categorie de activitate și tip de aplicație măcar una pe care să știți să o folosiți. Sunt foarte multe site-uri în care vedeți cele mai populare aplicații pe un anumit domeniu. Ce e important nu este să le învățați pe toate, că nici nu are sensul. Încercați, vedeți ce aveți nevoie în primul rând. Aveți nevoie de o aplicație de project management, identificați dintre cele pe care vi le-am prezentat una care să vi se potrivească. Aveți nevoie de o aplicație pe parte de contabilitate, identificați una care să vi se potrivească. Nu trebuie să le știi pe toate, trebuie să găsești una care să ți se potrivească. Încerci una, vezi dacă e ok și atunci nu ai timp să le înveți pe toate. Cumva. Adică închipuiți-vă că nici noi nu le folosim pe toate, am trecut prin ele pentru că asta e meseria, să ne documentăm, dar am rămas să folosim una sau două, poate, dintr-o anumită categorie în mod frecvent. Deci nu există o rețetă a succesului, nu poți să afli decât încercând. Încerci să faci cont, încerci să te joci cu facilitățile și îți dai seama destul de repede dacă e ce ai nevoie sau nu. Am dat un răspuns foarte politic, da. Corect. Pentru, de exemplu, partea de promovare, ca să afli care este cea mai populară pentru ținta ta de clienți dintre marele numele rețele de socializare, avem, nu știu, vreo statistică undeva unde putem să aflăm informații de genul ăsta? Cu siguranță există, nu știu să zic din cap, dar cu siguranță există. Oricum... depinde foarte mult de tipul de afacere. Deci fiecare afacere poate să se promoveze pe diverse alte canale de social media. Dar, în principal, cam orice afacere ar trebui să existe pe Facebook. În funcție de tipologie, poate să existe și pe Instagram, poate să existe pe LinkedIn, pe Pinterest, pe YouTube. Deci, ține de tipologia afacerii și poți să cauți. Te duci pe Google și cauți, scrie în engleză, what are the most popular social media apps for a business about burger making? Nu știu, about renewable energies. Și o să găsești, că sunt foarte multe bloguri specializate, cred că a prezentat și ieri Diana câteva locuri de unde puteți să găsiți informații, care fac astfel de statistici și clasamente și zic că în domeniul automotive
Cel mai, uite, ne-a dat și, da, Statista e, o, e o, un site foarte bun de statistici și Vali a găsit un link pe care îl puteți folosi și să aflați informații. Mulțumesc pentru, pentru întrebări, dacă mai sunt altele. Mulțumesc și eu de răspuns. Despre social media vom vorbi mai mult săptămâna viitoare, la următoarea întâlnire. Dacă nu mai sunt alte întrebări, o să pasez microfonul virtual către colegul meu, Valentin. Îl facem pe el spotlight și, Vali, te rog să preiei. Mersi, Vlad. O întrebare înainte de toate. Credeți că aveți nevoie de o pauză scurtă de 5 minute? În principiu eu o să am nevoie de voi în continuare și de asta am zis dacă aveți nevoie de o pauză de 5 minute. Deci aici n-am feedback. Eu n-am nevoie. Mai bine terminăm mai repede decât să luăm pauză. Da, eu sper că să nu terminăm chiar așa de repede, dar vedem. În continuare o să discutăm mai mult despre un concept decât despre o aplicație sau o ustensilă digitală pe care puteți să o folosiți. Și anume o să discutăm puțin despre cum să ajungem la MVP, Minimum Viable Product. Știu că ați avut un concurs de pitch-uri, știu că ați avut un concurs de planuri de afaceri, dar dintre persoanele pe care le avem aici, câți dintre voi sunt 100% convinși că gata, au forma exactă, pregătită pentru piața a produsului lor? Să înțeleg că nimeni nu are forma exactă, pregătită pentru piața produsului lor. Eu însemnând... Ok, perfect. Și forma exactă a produsului tău ce ar însemna? Eu fac un atelier de proiectare și prototipare și am de la atelierul exact unde vreau să-l fac, cum vreau să fie și toate produsele de care am nevoie, până la clienți, oameni de contact, produse care stau în așteptare, care trebuie făcute. Am personalul care se va ocupa de tot. Ok, e deci eu, cumva la tine aproape nu putem să vorbim neapărat de un startup, ci deja de o afacere care doar îi lipsesc câteva rotițe și gata, o să fie funcțională. Ok, că de asta o să vreau să vorbim puțin, pentru că există o mică diferență între un startup și o afacere. Da? Atât pentru un startup cât și pentru o afacere aveți nevoie de un plan de afaceri cu forma care este oarecum aceeași, însă în cele două situații există o diferență de fond între planul de afaceri al unui startup și planul de afaceri al unei afaceri care deja se derulează. Cum este cea a colegului vostru care spune că are totul pregătit, are clienții, are produsele, are liste de așteptare și tot așa. Care credeți că ar fi diferența aceasta între, de fond între planul de afaceri al unui startup și al unei afaceri deja existente? Pentru amândouă vă trebuie un plan de afaceri, dar există o mică diferență la care trebuie să aveți grijă. Perioada de dezvoltare, perioada în care nu produci, în care îți cauți clienții, investești în reclame, investești în produse care îți aduc. Ok, odată da, perioada asta nu mai există odată ce ai afacerea în sine, dar ai zis ceva de căutat clienți și aici ar fi ideea. În principiu, planul de afaceri pentru un... Așa, uite, și aici zice lipsa validării produsului, Adrian Pontic, aici e ideea și aici ne legăm de fond. La planul de afaceri al unui startup, planul pe care l-ați dezvoltat se bazează pe niște ipoteze
care trebuie ulterior validate și o să tot iterați planul ăsta de afaceri și tot așa până ajungeți exact la produsul care trebuie, exact la fluxurile care vă fac afacerea funcțională, iar planul de afacere a unei afaceri existente se bazează pe date reale. Da? Acolo știți destul de bine ce se va întâmpla dacă scădeți sau creșteți puțin producția într-o anumită direcție, dacă scădeți sau creșteți puțin fondurile pe care le investiți în marketing pentru un anumit produs. Da? Și despre asta vreau să vorbim astăzi puțin, să ținem cont cel puțin pentru cei care încă n-au produsul ăla exact pe care să-l pună pe piață și se pot numi cu adevărat un startup pentru că trebuie să treacă prin pașii ăștia de validare a produsului. Despre asta o să vreau să vorbim astăzi puțin, să țineți cont că tot ceea ce aveți în vedere sunt niște ipoteze, trebuie să evitați să vă îndrăgostiți de ipotezele astea și să fiți deschiși la interacțiunea cu posibili clienți, astfel încât să, într-un final, să găsiți, să transformați ipotezele în date reale. Da, hai să dau și o share screen. Da, și atunci cumva prezentarea mea, care se bazează pe acest concept de minimum viable product, încearcă să scoată în evidență pașii pe care ar trebui să aibă în vedere un startup la început, astfel încât să reușească să-și valideze ipotezele într-un final și să ajungă la o formă rentabilă din punct de vedere al pieții. Un lucru pe care vreau să spun de la început este că pașii pe care o să-i prezint eu astăzi sunt cumva relevanți la nivel statistic. Din punct de vedere individual, poate nu aveți nevoie de anumiți pași, poate vă mișcați mai repede decât alții și puteți sări peste anumite etape sau dimpotrivă. Trebuie să aveți în vedere și alte lucruri față de ideile pe care o să le discutăm astăzi. Dar, general, din punct de vedere statistic, lucrurile pe care vi le spun eu astăzi ar fi trebuit să vă loviți de ele sau să vă loviți de ele. Depinde în ce stadiu sunteți cu afacerea voastră. Ok. Și acum, ziceam că o să discutăm mai mult despre un concept. Îmi vedeți prezentarea mărită tot? Ok? Da. Bun. Acum, pentru că am zis puțin așa despre MVP, Minimum Viable Product, ce-ar presupune noțiunea de minimum viable product, produs viabil minim. Viabil din ce punct de vedere? În principiu, din două puncte de vedere. O dată pentru voi, oamenii din spatele afacerii, ce ar însemna un produs minim viabil? Care să se vândă? Care să vândă și poate chiar mai mult decât doar să se vândă, ideal ar fi ca veniturile să fie mai mari decât costurile. Ideal. Poate totuși la început, pentru că trebuie să investiți destul de mult în partea de marketing și promovare, poate nu e neapărat cazul ăsta, dar ideal aici ar fi să ajungeți, veniturile să fie mai mari decât costurile și din punct de vedere al clientului, ce ar trebui să presupună un produs minim viabil? Să se preteze nevoilor și necesităților clientului. Ok, să se preteze unor nevoi, da? Nu neapărat tuturor nevoilor. Dacă da, la un produs sezonabil. Exact. Uite, un exemplu pe care l-am eu în vedere ar fi Revolut. Da? Folosiți Revolut? Nimeni nu folosește Revolut? Da. Eu folosesc. Ok. Ce ar vrea să fie Revolut? În principiu să înlocuiască băncile clasice. A reușit să facă treaba asta?
Puțin, nu. Da. Nu chiar, da? Însă reușește, a început cu câteva din funcționalitățile pe care le au băncile clasice. Au adus partea de mobilitate, faptul că poți să faci totul fără să te mai duci într-o bancă. Și au început cu un produs minim viabil și ulterior au început să adauge noi și noi funcționalități. În principiu, acum, la început, Revolut nici măcar nu avea un cont bancar pentru fiecare utilizator. Toată lumea avea același cont bancar și printr-un cod se identifica faptul că banii X sunt ai tăi și nu sunt al lui Y. Acum fiecare utilizator poate să aibă un cont bancar. O facilitate foarte importantă pe care o oferea la vremea respectivă când a început, la început, cel puțin de asta am folosit eu Revolut, era faptul că puteam să folosesc cardul Revolut să plătesc în orice zonă din lumea asta la un curs valutar foarte, foarte avantajos și nu trebuia să mă mai chinu eu să umblu cu forint, că mă duc în Ungaria, să umblu cu grivne când mă duceam în Ucraina, dolari în America și tot așa. Și atunci, nu știu, chiar nu mai umblu cu bani la mine cash. Și ulterior au adăugat noi funcționalități. Spre exemplu, o funcționalitate foarte, foarte importantă pe care o au băncile, care ar fi? De fapt, de aici aș fac ei bani, în general. Băncile, cel puțin. Și poate o să aveți și voi nevoie la un moment dat de chestia asta pentru afacerea voastră, deși acum aveți... Poftim? Comisioane? Plata cu cardul? Păi plata cu cardul oferă și Revolut. Comisioane nu e util, nu e util pentru voi. Acum vorbim de utilitatea produsului pentru voi ca și client, că nu aveți o bancă, bănuiesc. Așa, uite aici, Adrian Potting, împrumuturi. Da, deci în principiu ăsta este produsul de care toată lumea are nevoie de la bănci, împrumuturi. Revolut are împrumuturi? Încă nu, dar dacă vă uitați prin aplicație în ultima vreme, o să vedeți că există acum o opțiune nouă în care scrie acolo că în curând o să avem împrumuturi. Și o să vă ofere până la 100.000 de lei în funcție de, bănuiesc, bonitatea voastră la bancă, de nevoile voastre și tot așa. Și vedeți că este un produs care a început cu ceva mic, minimum viable product, are un obiectiv pentru ceea ce vrea să ajungă într-un final, dar lucrurile se întâmplă pas cu pas. Nu... Din prima, vrem să creăm o bancă digitală. Da? Pentru că o bancă digitală presupune foarte, foarte multe lucruri complicate, bănuiesc că tot felul de aprobări pe care acum Revolutul o să trebuiască să le obțină odată ce începe să o aibă din ce în ce mai multe funcționalități similare cu o bancă digitală, dar la început nu a avut nevoie să le aibă și tot așa. Iar inițial nu aveai cont bancar în România, acum o să ai cont bancar în România și tot așa. Deci ăsta este un lucru pe care încerc să vi-l scot în evidență. Nu încercați de la început să scoateți produsul perfect, produsul cu toate funcționalitățile pe care le-ar putea, de care ar putea avea nevoie cineva, ci acele funcționalități care vi se par vouă cele mai importante pentru client sau poate cel mai ușor de implementat și care totuși au și un beneficiu destul de mare și ulterior adăugați noi și noi funcționalități. Și bine, o să mai revenim la treaba asta un pic mai târziu, dar acum hai să vedem. Am văzut deja primul pas pe care ar trebui să îl facem atunci când vrem să începem un startup. Ați spus voi deja la un moment dat că ar trebui să identificăm o problemă, să identificăm o nevoie. Hai să o luăm așa din experiența voastră aici. Cum
ați identificat voi problemele pentru afacerile voastre? Nu știu dacă poate să ne ajute cineva, de exemplu, nevoile. Și o să dau ca exemplu și cum am identificat eu o nevoie prima oară pentru prima mea idee de afaceri de când eram și eu student a voi. Hai, nu mă ajută nimeni? Eu am avut nevoie, să zic așa, de niște servicii pe care nu le găseam în piață, pe partea de evenimente și nivelul de calitate livrat. Trăind în Arad, fiecare weekend mă întrebam ce să fac, unde să mă duc și ajungeam maxim la o terasă sau ceva, deci nu era partea de clubbing, nu era partea de evenimente. Și pe lângă mine, toți colegii mei de liceu și prietenii și cunoscuții și așa mai departe, nu aveau efectiv locuri în care să se distreze, să se simtă bine și am identificat problema asta și am să vin cu o soluție pentru ea. Ok. Ce mi-a plăcut ceea ce ai spus tu, n-a fost atât de mult că te-ai concentrat pe problema ta, o să spun și de ce, ci faptul că la un moment dat ai spus că pe lângă tine erau diverse persoane din jurul tău care aveau și ele această problemă. Și aici ar trebui să fiți destul de atenți, să nu credeți că dacă voi aveți o anumită nevoie, o anumită problemă, asta este o nevoie generală. Și aici o să vă dau eu ca și contra exemplu, ca și exemplu fix ceea ce am făcut eu când am identificat prima nevoie, prima problemă. Prima mea idee de afaceri a presupus să dezvolt aparate de scrimă la prețuri foarte mici, pentru că așa am considerat eu că are lumea nevoie. Pentru scrimă, în principiu, la antrenament, la concursuri, există un aparat special de care ai nevoie, care spune cine a lovit primul și spune în principiu și unde ai lovit. Și e nevoie de un astfel de aparat. La vremea respectivă, acum aproape 15 ani, cred, un astfel de aparat costa de la 500 de euro la 1000, 1000 și ceva și eu am văzut că aș putea construi un astfel de aparat la un cost de dezvoltare de vreo 30-40 de euro și m-am gândit că după aia pot să-l vând cu 100 de euro. Deci am identificat eu treaba asta ca fiind o problemă a fost faptul că eu am început scrima în Râmnicu Vâlcea, un oraș mic din România, unde întotdeauna erau probleme cu banii și părea o problemă foarte, foarte mare să achiziționez un aparat de scrimă de 500-1000 de euro, așa că m-am gândit că nu mai fi și alții cu problema asta și zi și făcut m-am apucat, 3 luni mai târziu exista aparatul de scrimă ieftin, funcțional, și acum mai sunt funcționale aparatele respective. Ghiciți cât am vândut? 3-4 unități. Poftim? 3-4 unități. Ceva de genul ăsta, vreo 5 am vândut. Da? Deci munca mea pe 3 luni a valorat, după ce am scăzut costurile de producție, vreo 300 de euro. Vi se pare rentabilă treaba asta? Absolut deloc. Absolut deloc. În același timp cu mine, aproape, bine, un an, doi mai târziu, o altă companie care deja făcea aparate din alea la 500 de 1000 de euro bucata, a făcut aparate de scrimă la 5.000-10.000 de euro bucata. Ghiciți câte au vândut ei? Mii de bucăți. Probabil mii de bucăți. Doar Federația Română de Scrimă a cumpărat de vreo 100.000 de euro aparate din alea, așa asta fiind o federație nu foarte, foarte bogată. Și asta pentru că se pare că în scrimă cel puțin nu asta era nevoia reală, aparate de scrimă ieftine. Din ce cauză? Păi un echipament complet de scrimă pentru un singur sportiv costă vreo 1000 de euro, din care vreo 400 de euro sunt ceva de tipul consumabile, trebuie să le schimbi anual. Deci într-o sală de scrimă cu 4 aparate poți să ții vreo 100 de sportivi, doar echipamentul lor, care se tot schimbă anual, e vreo 50.000 de euro. Și atunci poate nu e chiar o problemă atât de mare faptul că dai 2.000 de euro pe 4 aparate de scrimă pe care urmează să le folosești următorii 20 de ani, în realitate. În schimb, o problemă care există pentru scrimă e faptul că e un sport de nișă. Nu intră foarte multă lume în sala de scrimă și atunci poate când reușești totul să-l aduci, vrei
să ai niște metode prin care să-l ții în sala aia de scrimă. Și atunci ce s-au gândit unii oameni, ce gândesc unii oameni, e faptul că dacă am un aparat de scrimă mai mare, mai luminos, mai nu știu cum, s-ar putea să am retenția mai bună. Și de asemenea și când merg la competiții, poate am public mai mult dacă aparatul ăsta de scrimă arată bine și se văd bine, nu un aparat micuț așa cum am făcut eu. Prin urmare, aveți grijă cu identificarea problemei. Faptul că voi aveți o problemă nu înseamnă că este neapărat o problemă generală, ci trebuie să vă duceți să vorbiți cu potențialii clienți. Aș fi putut să fac doar o poză cu aparatul de scrimă și să mă duc la câteva cluburi din România să văd dacă vor să cumpere aparatul ăsta și probabil aș fi aflat că nu vor să-l cumpere, că-l vor mai mare, mai nu știu cum și n-aș mai fi pierdut alea 3 luni. Deci aveți grijă cu identificarea problemei, vorbiți cu lumea, întotdeauna vorbiți cu potențialii voștri clienți înainte de a construi nici măcar minimum viable product, doar o poză, doar un mock-up folosiți pentru a identifica corect problema. Bun. Tu ai spus că ai văzut în Arad că nu prea există locuri unde să-ți petreci timpul. Asta a fost problema. Un alt pas pe care trebuie să-l aveți în vedere ar fi acesta. Să identificați soluțiile existente și în pitch-ul vostru. Cred că trebuia să aveți un slide unde vorbeați despre soluțiile existente. Eu aici țin să am în vedere 3 situații așa mai uzuale. Să nu prea existe soluții aproape deloc, să existe foarte multe soluții sau să fie așa undeva între, să fie ceva soluții. Voi cu un startup unde v-ar plăcea să vă poziționați? Pe o piață unde nu prea există soluții sau unde există foarte multe soluții? Unde nu prea există soluții. Unde nu prea există soluții. Alte păreri? Deși e un pic diferit. Uite, de exemplu, la mine pe partea de evenimente, dacă fi să compar piața din Arad și Timișoara, în Arad lumea nu e obișnuită să meargă la evenimente de genul cum aș vrea să fac eu, pentru că nu a avut un, precedent și atunci nu e educată din punctul ăsta de vedere să cheltuie bani în modul ăsta. În schimb, în Timișoara, unde am multă concurență și sunt destul de multe serii de evenimente, cluburi și așa mai departe, dacă eu vin cu o calitate mai bună, cu niște prețuri mai bune, cu băuturi mai șmechere, cu artiști mai fain, cu un vibe mai mișto overall și lumea este obișnuită deja să cheltuie bani pe lucrurile astea, având, repet, precedent, atunci clar o să am o piață mult mai deschisă spre a veni la mine în Timișoara față de Arad. Ok, deci vedem că sunt avantaje și dezavantaje. Asta, tot ce ai spus, e perfect adevărat și o să mă întorc la treaba asta, dar dacă mai are altcineva altă părere. Nu? Hai, ce soluții există pentru afacerile voastre prin locul unde vreți să vă înființați afacerile? Mă ajutați? Uite. Poți intra pe o piață saturată? Sau pe o piață în care ai multă concurență, dar să vii cu o abordare nouă sau cu o soluție nouă pentru problemele lor. Ei fiind obișnuiți să-și rezolve acea problemă, dar printr-o metodă nouă ai și clienți care știu despre ce e vorba și clienți noi care vor să încerce. E bine să acționezi pe o piață care este deja dezvoltată, dar e bine să abordezi situația cu o nouă apropiere față de client. Da, aici vreau să mă leg. Faptul că există deja multe soluții înseamnă că acolo există o nevoie reală. Da? Ăsta este avantajul faptului că există deja foarte multe competiție. Și anume, și alți oameni înaintea voastră au văzut nevoia asta, au venit cu produsul
respectiv, mai mult sau mai puțin de o anumită formă, și lumea cumpără acele produse pentru că există o nevoie reală. Uite, relativ la petrecerile de care spunea colegul vostru, să nu uităm totuși că Timișoara are un centru universitar destul de mare. Aradul au și ei un centru universitar, dar totuși este ceva mai mic. Și bănuiesc că totuși un punct de început pentru astfel de evenimente ar reprezenta studenții pe care în Timișoara îi ai în belșug, în Arad mai puțin. Și de asta trebuie să fii puțin atent la faptul că nu prea există concurență, că totuși eu zic că și alții s-au mai gândit să facă evenimente de tipul celor la care te-ai gândit tu și poate n-au făcut-o pentru că totuși nevoia nu e chiar atât de mare în Arad. Și atunci fii deschis, poate face evenimente și în Timișoara și în Arad și tot așa testezi la început să vezi unde e mai bine pentru tine. Păi a rămas Timișoara până la urmă cu activitate, dar urmează să desfășoară ocazional și în Arad, unde doar și care se devin. În funcție de sezon, am stațiunile de schi, unde pe timp de iarnă pot să fac parte de acolo. Am și contacte și tot ce trebuie, de a zic că e așa, în toată zona de vest o să mă desfășoară. Ok, foarte bine. Testează, o da. O să fac o mențiune. Da. Totdeauna când aud de evenimente și de petreceri, toată lumea se referă la oameni tineri. Să știți că o zonă foarte nedezvoltată în România sunt petreceri pentru seniori. Și nimeni nu vrea să ia în seamă acest segment, care este destul de mare. Da, probabil. În alte țări este foarte bine dezvoltat. Uite, de exemplu, în Arad, spune-te mine tu ideea și pe să continui. Nu, spune. Yeah. În Arad, toate cluburile și localurile care s-au deschis în ultimul timp, pentru că s-au mai deschis încă vreo două și nu s-a renovat, sunt deschise exclusiv pentru seniori, adică vezi oameni de la 35-40 plus în cluburile respective, pentru că se axează pe oamenii care chiar au bani, vin și consumă băuturi scumpe de calitate cu 3-4-500 de lei sticla și la un moment dat avea o politică care nu lăsau nici minorii să intre și nu prea îți găseau masă cei care aveau 18 plus, să zicem așa, pentru că nu era favorabil lor, pentru că tinerii nu au așa mulți bani pe cum au seniorii. Da, dar în schimb în Timișoara sunt și pentru seniori și pentru, pentru tineri. În Arad, în schimb, foarte slab pe partea de tineret. Nu. Ce mai am să răspund eu e că o problemă cu a deschide un club, o zonă de asta de evenimente pentru seniori este că bănuiesc că cel puțin în România nu știi nici de unde să furi puțin modelul de business, să vezi ce poți să îmbunătățești față de cele existente. Așa cum zicea colegul mai devreme, că în Timișoara, dacă faci încă un centru de evenimente, dar mai bun decât celelalte, foarte probabil o să-ți meargă. Și na, e drept că la început e mai greu și poate lumea evită treaba asta. Da, nu comentez pe partea asta. Ce voiam eu să zic aici era doar că avantajul unde există concurență este că este deja o nevoie reală acolo și dacă faci câteva lucruri, poți să ajungi să ai o afacere de succes acolo mai mult ca sigur. Avantajul unde nu există concurență e faptul că nu există concurență, da? Doar că dezavantajul e că ne întoarcem la problema de care vă spuneam eu, și anume s-ar putea să nu fie o nevoie reală acolo. Da? Poate totuși ați descoperit următorul smartphone, da? Dar oamenii ăștia sunt destul de puțini. Nu toată lumea e Steve Jobs, nu toată lumea e Elon Musk. Și aici eu personal v-aș recomanda ca după ce aveți puțină experiență, să încercați și piețe din acestea cu mai puțină concurență, cu un potențial mai mare, că na, la un moment dat poate o să aveți voi 70% din piața aia, pe când aici unde aveți multă concurență, în cel mai bun caz, probabil la un moment dat o să aveți, nu știu, 5-10% din piața respectivă, dar piața respectivă foarte probabil este mare aici. De asta țineți cont puțin de lucrurile acestea. Eu personal, pentru cei
care sunt la început, recomand să meargă mai degrabă în zona concurenței și să aducă ceva nou, pentru că foarte probabil succesul acolo are șanse mult mai mari de reușită și de abia ulterior, când aveți niște venituri obținute din profit, nu din împrumuturi la bancă sau faptul că ați vândut 70% din companie către un angel investor sau ceva de genul ăsta, după aia să încercați piețe din acestea cu competiția mai mică. Asta este recomandarea mea pentru început. Ulterior, dacă v-am spus. Și plus că v-am zis, pașii ăștia nu trebuie neapărat ținuți în forma pe care o vedeți. Aici puteți săriți peste anumiți pași dacă dinamica voastră este diferită de ceea ce spun eu acum. Un alt lucru pe care am vrut să-l scot aici în evidență și nu știu, cumva am văzut-o în România că lumea evită partea asta de cofondatori și am vrut să o scot acum în evidență. Ideea ar fi că orice afacere de la început are nevoie de cofondatori. Acești cofondatori căutați să aibă, să vină cu abilități diferite față de ale voastre, adică să nu aveți 5 gramatori în camend bricofondator, ci, nu știu, o persoană din zona de programare, dacă faceți, nu știu, și aplicații, o persoană din zona de vânzări, o persoană din zona de marketing și tot așa, pentru că în felul ăsta o să puteți să creșteți mai mari și aici ce avantaje, ce dezavantaje ar avea cu fondatorii existența unor mai multe persoane care încep o afacere decât una singură, să fiți voi singuri. Dacă proiectul vă permite să aveți și parteneri, dacă nu mă înșel eu, din ce știu. Doar că, cu o parte din firmă mai mică, voi trebuie să fiți majoritari. Deci, ce avantaje și dezavantaje vedeți voi la cofondatori? Având în vedere ceea ce ai spus tu, că trebuie să ne alegem cofondatorii cu un alt set de skill față de cele pe care le avem noi. De exemplu, să zicem, eu sunt programator și cofondatorul meu este pe partea de PR și atunci nu mai bine ne îmbinăm sarcinile. E faptul că ai o echipă, adică tot timpul în echipă o să-ți meargă toate chestiile mult mai repede decât dacă te pui tu să înveți un set de skill-uri de la zero și să faci absolut toate lucrurile singur, o să crești mult mai greu decât dacă delegi sarcinile altă persoane. Și un dezavantaj pe care îl văd eu e totuși un delay, adică dacă, de exemplu, aveți task-uri pe care trebuie să le faceți și depindeți unul de celălalt, pur și simplu, nu știu, să zicem că tu ai nevoie de o chestie până pe miercuri și pe joi trebuie să-ți vedeai la client. Dacă asociatul tău nu reușește să termine chestia aia până miercuri și tu să-l predai pe joi, e pur și simplu mai... Ți-ai pierdut, să zicem, un client din cauza că nu a reușit să termine, chiar dacă tu puteai să faci într-o zi task respectiv. Mai poate să existe certuri, mai poate să existe neînțelegeri legate de bani, să zicem că sunteți doi pe firmă 50-50, unul dintre voi vrea să-și ia mașina pe firmă și celălalt nu vrea să-și ia mașina, atunci, practic, dacă tu ții mașina, trebuie să-i dai și de o parte din bani, pe care să poate să-i scoată ca dividendă sau altceva. Deci, astea ar fi niște mici neînțelegeri între asociații, din punctul meu de vedere. Asta întotdeauna va exista ca și problemă, însă un lucru pe care iar multă lume nu-l înțelege e că pur și simplu nu degeaba firma aia se numește persoană juridică. E o entitate de sine stătătoare care are angajați, are niște asociați în spate. Asociații nu sunt proprietarii asseturilor acelei firme, da? Ci firma e proprietara a ceea ce deține firma și din punct de vedere al asociatului, singurul câștig este la sfârșit de an profitul din care ies dividende. În rest, ar trebui ca fiecare asociat în funcție de cât muncește pentru firmă ca și angajat, nu ca și asociat, să primească mai mult sau mai puțin. Acea mașină de care spuneai tu, nu ar trebui să intre în discuție decât dacă
asociatul X, în calitate de angajat, are nevoie pentru activitățile firmei de mașina respectivă. Înțeleg că na, sunt niște avantaje când e mașina de firmă, dispare TVA-ul într-un final și tot așa, dar aici ar trebui să fiți să aveți niște proceduri, niște lucruri stabilite de la început și ar trebui să fie destul de clar că bunurile firmei nu sunt bunurile asociaților, ci doar profitul de la sfârșitul anului, iar munca asociatului ar trebui să fie corelată cu munca unui angajat, pentru că puteți fi și asociat și angajat, dar trebuie să fie lucruri separate și să cuantizați cât de mult muncește și în funcție de asta să primească un fel de salariu, iar, repet, ca asociat, în funcție de partea pe care o are din firmă de la început, la sfârșit primește niște dividende. Deci lucrurile astea pot fi evitate dacă clarificați puțin lucrurile. Dezavantajul este, iar pe care multă lume îl vede, este că la final de an trebuie să împarți profitul ăla la 2, la 3, la 10, la 100, însă trebuie să aveți în vedere că nu puteți să aveți toate abilitățile, e drept că puteți angaja oameni pentru asta. De obicei, că sunt mai multe persoane, sunt șanse mai mari să nu cădeți în greșeala în care am căzut eu la început, când am început o afacere singură, să cred că asta este o nevoie și gata, mă apuc să investesc timp și bani acolo. Flexibilitatea de care spuneai cu timpul e adevărat că na, nu poți să acționezi direct, ci trebuie să discuți anumite lucruri cu echipa din spate. Însă, foarte puțin probabil ca de unul singur să lansezi un lanț de magazine cum e Mega Image, da? Însă foarte probabil oricare din cei de aici poate să își deschidă un mic magazin alimentar de colț. Dar una este profitul pe care o să-l aibă magazinul vostru mic alimentar de colț, pe care e tot al vostru, și alta e profitul Mega Image, nu știu, care chiar dacă îl împărțiți la 10, sunt sigur că este mai mare decât profitul pe care îl obține un magazin mic de colț. Da? Deci sunt avantaje și dezavantaje. Eu iar aici vă recomand să aveți o echipă ceva mai mare în spate. Pentru că doar astfel o să puteți să creșteți ulterior la niveluri mult mai mari decât ceea ce ați putea să face singur. Bun. După ce aveți ceva cu fondatori, ați văzut problema, ați văzut soluțiile. Un alt pas important este să propui soluții inovative. De asta vă spuneam să căutați să intrați pe o piață unde deja există concurență și puteți să vă diferențiați de concurență prin soluții inovative. Nu știu, în București, acum 10-12 ani, când eram student pe acolo, s-a deschis la un moment dat o pizzerie, bine, nu online, comandai prin telefon, nu, la fel ca alte 100 de pizzerii existente deja. Ce au făcut ei? Au venit cu ceva inovativ. Două lucruri. Odată pizzeria se numea Flower Pizza și pizza avea forma unei flori. Și a doua inovație era call center-ul. Nu știu dacă ați apucat să comandați foarte multă mâncare prin telefon. Ați comandat mâncare prin telefon vreodată? Că știu că acum aveți aplicații, dar na. Da, am comandat. Mai de mult sunai la pizzerie, răspundea un operator, îți dai comanda, spunea și cât de plăcută era interacțiunea cu cel care vorbea. Foarte, mai ales când te întreb, parcă te scuipa prin telefon. Aha, ok. Deci, cumva, într-un fel era normal, că ei erau grăbiți, aveau puțini oameni, multe comenzi și trebuia să se rezolve totul foarte repede, dar asta era o problemă la comenzile astea online, era că de cele mai multe ori persoana cu care vorbeai, erau șanse mi să-ți placă. Te grăbea, hai, nu știu ce. Asta a avut diferit. Pizza asta care s-a deschis în București, după ce existau 100 de alte pizzerii, și anume call center-ul. Și-au antrenat oamenii care erau în call center, astfel încât de fiecare dată când comandai, aproape că
te bucurai când îți spunea că poate îți mai trebuie și un sos sau ceva de genul ăsta. Vorbeau într-un anumit fel cu tine, reușeau să-ți vândă în plus fără să simți că îți bagă ceva pe gât și n-aveai nicio problemă să suni a doua oară din nou ca să comanzi. Da? Deci, o piață deja existentă poate fi atacată cu soluții inovative. Inovativ nu înseamnă invenții, ci pur și simplu doar să îmbunătățiți procesele deja existente. Foarte, foarte puțin. Credeți că era foarte, foarte complicat să faci pizza aia în formă de floare? Pur și simplu după ce ai întins-o, o tragi puțin de colțul și ți-a ieșit pizza în formă de floare. Credeți că e foarte complicat ca după ce angajezi omul să nu-i dai direct telefonul, ci să îi faci 2-3 zile câteva prezentări, să și simulezi o conversație cu un client cu el înainte de a-l pune acolo la call center? Credeți că erau soluții complexe astea? Nu, dar eficiente. Eficiente și pur și simplu s-au diferențiat de piață prin niște soluții inovative. Chestia cu Flower Pizza nu cred că a contat aproape deloc, dar partea asta de call center chiar a contat și le-a mers foarte bine. O să mă întorc la ei puțin mai târziu. Ok. Un pas pe care voi deja l-ați făcut într-o anumită măsură, de fiecare dată când începeți o idee nouă, să nu vă fie frică să prezentați ideea respectivă și în contexte cât mai diferite. Nu doar prietenilor, nu doar mamei, pentru că de cele mai multe ori ei o să fie drăguți cu voi. Relativ la aparatul al meu de scrimă, să știți că am întrebat câteva cunoștințe ce părere au de aparatul ăla de scrimă și au zis că da, e drăguț, dar niciuna nu mi-a cumpărat un aparat de scrimă ieftin ulterior. Și atunci nu strică să vă duceți să prezentați la cât mai mulți oameni, pentru că așa poate găsi și parteneri noi, poate găsi și investiții suplimentare, poate găsi și o formă mai bună a produsului vostru, totul datorită faptului că mergeți și prezentați ideea de produs în contexte mai diferite. În ziua de astăzi există hackatoane peste hackatoane, nu vă fie frică să faceți chestia asta. Ce riscuri sunt atunci când prezentați ideea de la început, înainte să o implementați la foarte multă lume? Să-ți ia cineva înainte. Să-ți ia cineva să înainte. Puneți că toată lumea a auzit de Facebook. Da. Așa, bănuiesc că toată lumea știe că Google, Apple are foarte, foarte mulți bani, foarte, foarte multă resursă umană. De ce credeți că nici Apple, nici Google nu a replicat Facebook? Tracțiunea. Ok, Facebook a prins tracțiune și nu ar mai putut să-i ajungă. N-ar mai fi putut să-i ajungă din urmă. Păi uite că a apărut TikTok și numai că i-a ajuns din urmă, dar îi depășește, se pare. Eu știu. Deci, să știți că nu contează chiar atât de mult ideea pe care o aveți, ci contează mult mai mult echipa din spate care lucrează. Cât de dedicați sunteți voi pentru ideea respectivă, pentru afacerea respectivă, cât de inovativ sunteți, cât de bine înțelegeți nevoia pieții. Și atunci, deși aparent există acest risc că vă fură cineva ideea, mai gândiți-vă, pentru că idei toată lumea are. Cred că oricine poate să zică la un moment dat că a avut nu știu ce idee care, uite, că acum există ca și produs, doar că n-am implementat-o și nu că v-a furat-o cineva, ci pur și simplu nu v-ați dedicat timp pentru implementarea ideii respective. Există riscul ăsta, dar cel mai probabil o să vă fure cineva ideea când o să aveți un anumit succes și prin furat ideea s-ar putea chiar să vă cumpere. Că companiile mari fac asta destul de mult. De fiecare dată când apare ceva care pare să fie competiție, e mai simplu și mai recomandat să cumperi toată afacerea
decât să te apuci să o replici. Ca și idee, și Google și Apple au încercat să facă propriul Facebook, nu mai știu cum se numeau, cred că Google Plus sau ceva de genul ăsta și încă ceva, dar niciuna nu a reușit. Așa că următoarea dată Facebook nu a mai încercat să replice WhatsApp, ci pur și simplu i-a cumpărat și tot așa. Deci vă spun eu că e loc pentru toată lumea și dacă sunteți determinați și ați găsit o idee bună, să nu vă fie frică că vă fură cineva ideea respectivă. Mai degrabă sunt șanse mai mari să vă treziți cu niște parteneri, cu niște finanțări, decât să vă fure cineva ideea. Și chiar dacă cineva încearcă să vă replice ideea, dacă voi sunteți echipa potrivită pentru a implementa ideea respectivă, voi o să fiți cei care aveți succes. Faptul că aveți o idee bună, faptul că există clienți pentru ideea respectivă, nu înseamnă neapărat că voi ar trebui să implementați ideea voastră. Un lucru care reiese din procesul ăsta de testat ipoteze, de testat idei, este că la sfârșitul acestui proces, dacă sunteți sinceri cu voi, s-ar putea să descoperiți că ați găsit o idee foarte bună, dar pur și simplu nu sunteți dispuși să investiți timpul vostru, nervii voștri pentru ideea respectivă. Poate totuși ideea respectivă e bună pentru clienți, dar nu e bună pentru voi. Deci aveți în vedere și chestia asta, da? Și din punctul meu de vedere să nu vă fie frică niciodată că vă fură cineva ideea, pentru că, repet, dacă voi sunteți echipa care trebuie în spatele ideii respective, o să aveți sigur succes și mai degrabă găsiți parteneri și finanțare prezentând ideea, mai degrabă găsiți nevoia care trebuie prezentând ideea. De peste pasul ăsta bănuiesc că ați mai vorbit, segmentarea pieței, nu o să rămân pe el foarte mult, iar nu încercați să oferiți un produs bun pentru toată lumea. Că tot era colegul cu centrul de evenimente, nu te sfătuiesc să cauți să dezvolți un eveniment la care să vrea să vină și să fie mulțumiți atât persoanele tinere, cât și persoanele în vârstă, da? Pentru că sunt persoane cu nevoi și cu gusturi diferite. Nu mai știu pe unde citeam că parcă de la nu știu ce vârstă încolo, 24 de ani, 18 ani, începem să nu mai fim deschiși la melodii noi, ci pur și simplu încep să ne placă doar melodiile pe care le-am ascultat și ascultat înainte. Nu mai știu exact care e vârsta. Și de asta un club care e și pentru tineri și pentru seniori s-ar putea să nu fie cea mai bună idee, chiar dacă din punct de vedere economic înseamnă un grup de oameni mai mare care poate să vină să cumpere produsul de la voi. Concentrați-vă pe un anumit tip de client, pe un anumit arhetip de client și oferiți produse pentru acel client. Ulterior, după ce reușiți să satisfaceți nevoile acelui grup de clienți, acelui arhetip de clienți, puteți căuta să vă extindeți. Dar nu încercați la început să oferiți un produs bun pentru toată lumea, că în principiu nu există. Suntem noi ca oameni construiți cu nevoi și gusturi diferite. Na, fiecare e unic în felul lui. De-abia pe aici, după ce ați făcut toate chestiile astea, căutați să dezvoltați un prototip. Poza asta ne-ar spune că există două metode de a dezvolta un prototip. O metodă agile și o metodă waterfall, să spunem așa. Spre exemplu, producătorii de mașini auto folosesc metoda waterfall. Au o linie care face roți, o linie care face caroseria, o linie care face șasiul, o linie care le asamblează și tot așa. Și repet, ăsta nu este un startup, este deja o afacere care există. Acest model de producție pentru afacerile existente oferă avantajul faptul că produci foarte, foarte repede.
Însă pentru un startup are dezavantaje, și anume faptul că tu trebuie să investești foarte mulți bani în fiecare linie de producție până a avea produsul final. Degeaba ai o linie care produce roți, care produce șasiuri, care deja te-a costat câteva miliarde, dacă nu ai și linia care îți asamblează. Și deja ai acolo un buget, o datorie destul de mare până a ajunge la produsul de care au nevoie clienții. Repet, după ce ai afacerea funcțională și știi ce are nevoie toată lumea, poți să treci la modelul ăsta de business, dar la început e recomandat să dezvolți modelul pe conceptul ăsta de MVP, Minimum Viable Product, să începi cu produsul cu foarte puține funcționalități, dar totuși să acopere o parte din nevoile posibilor clienți și ulterior în timp îl îmbunătățești și fix relativ la poza de aici, atât mașina cât și skateboardul ăsta fac același lucru, rezolvă același lucru, te duc din punctul A în punctul B. Din punct de vedere al procesului de producție, și bicicleta asta și mașina asta folosește același concepte. Are un cadru, are roți, are o transmisie, are schimbător de viteze, are frâne. Deci, dacă tu reușești să faci o bicicletă bună, posibil să reușești măcar o motocicletă bună să o faci. În schimb, dacă nu reușești să-ți vinzi bicicletele pe care le-ai produs, puțin probabil să reușești să vinzi mașini, ca idee, nu știu, e doar o analogie. De aici și iar acea, reiterez ideea aia că faptul că ai găsit o idee bună poate să nu fie bună pentru client, poate să nu fie bună pentru tine, că nu ești disponibil să îți rezervi toată energia necesară pentru această idee. Deci aveți grijă puțin și la chestia asta. Bun. Un alt lucru pe care trebuie să-l aveți când faceți produse, prezentați prototipul cât mai devreme clienților. Nu trebuie să fie funcțional. Poate să fie doar un mock-up. Poate să fie, uite, relativ la colegul cu evenimente. Poate să fie doar un eveniment pe Facebook unde prezinți că, uite, o să aibă loc petrecerea asta cu DJ-ul X și să vezi dacă există interes și de-abia apoi te-a pus să faci evenimentul X în forma respectivă sau o schimb, că poate vezi că nu e interes pentru nu știu ce tip de muzică pe care vrei să-l ai tu la evenimentul tău. Da. Și de asta, de obicei, MVP-ul are nevoie de foarte, foarte multe iterații. Și una e să dezvolți complet produsul, să te duci cu el la client și să te trezești că nu are nevoie de el, pentru că, nu știu, nu are nevoie de o mașină la care mai ușile se deschid invers, el vrea clasic din anumite considerente ale lui și apoi tu te duci, schimbi toată linia de producție, scrii noi funcționalități, anulezi funcționalități vechi și tot așa. Întotdeauna la început o să aveți nevoie să iterați prototipul până ajungeți la varianta de care are nevoie clientul cu adevărat și este mult mai ușor să faceți treaba asta dacă din fazele incipiente prezentați clienților că așa credeți că ar trebui să arate produsul vostru. Producătorii de mașini, producătorii de telefoane fac chestia asta la greu. Nu știu dacă ați văzut, de fapt dacă ați fost atenți, că de văzut sigur ați văzut, că întotdeauna apar leak-uri. Că un inginer de la Samsung a scăpat designul de la noul Samsung S40. Ați văzut chestia asta destul de des? Da. Da, nu? Uite, un da. Se poate întâmpla să fie un leak real, dar în același timp se poate întâmpla să fie o scăpare, așa zisă, scăpare intenționată, prin care ei doar testează ce părere au oamenii dacă noul Samsung S40 arată așa. Nu mai are notch-ul ăla, are ecranul nu știu de care,
dar costă atâta sau costă atâta, astea, chestiile astea sunt de fapt niște, de multe ori, pot să fie niște prezentări ale mock-up-ului de produs potențial al clienți, ca să vadă dacă așa ar trebui să arate produsul final sau mai trebuie schimbat. Da? Dacia Spring. Cred că ați văzut reclame la Dacia Spring cu 2-3 ani înainte să apară. Da? Și la început poate arăta așa, așa, erau scăpări care arată așa sau așa și într-un final a ieșit produsul pe care îl vedeți acum și care se vinde foarte, foarte bine. Dar asta pentru că, repet, au prezentat prototipul potențialul client înainte de a îl construi. Și bine, într-o industrie ca cea auto, au trebuit să facă treaba asta destul de bine înainte, că era destul de nasol să creezi o linie de producție pentru un produs pe care nimeni nu-l vrea ulterior. Ok. Pe undeva pe aici trebuie să aveți și un plan de afaceri pe care deja l-ați avut. Un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere cu acest plan de afaceri este că la început, mai mult ca sigur, încasările vor fi mai mici decât veniturile. Aici cu portocaliu vedeți venitul net. Ceea ce înseamnă că orice afacere la început are ceea ce se numește valea morții. Da? Și în această etapă a afacerii voastre, voi trebuie să vă asigurați că aveți de undeva un buget care vă acoperă pierderile care la început le are orice firmă. De obicei aici puteți să găsiți finanțări de la angel investori. Dezavantajul este că ei vă dau, nu știu, sume de tipul 50.000 de euro, 100.000 de euro pentru 70%, pentru 50% din companie. Cum vi se pare oferta angel investorilor aici? Vi se pare corectă, nedreaptă? Da, cum ar fi să vin eu, lăsând deoparte că aveți grantul pe care l-aveți la dispoziție, să presupunem că nu aveți grantul și eu acum să vă ofer 50.000 de euro pentru 70% din compania voastră. Cum vi se pare? Furt! Poftim? Furt! Din partea ta sau a mea? Păi din partea ta, să-mi iei 70% pentru 50.000, pentru, da, așa un exemplu, mi se pare, adică, sau, nu neapărat furt, prostie din partea mea să accept. Da și nu. Dacă ai fi aici, da, ar fi furt din partea mea. Dar aici, să știi că în principiu e furt din partea ta. Pentru că nu garantează nimeni că tu o să ieși din valea asta a morții după ce eu îți dau 50.000 de euro. Și la un moment dat s-ar putea ca eu să am 70%, din nimic. Da? Na. Angel investorii ăștia de obicei în final ies pe plus pentru că una, două companii din 10 în care investesc recuperează toți banii pe care i-au investit anterior în alte companii care au dat faliment. Deci, deși pare un pic nedrept pentru voi chestia asta, să știți că mai degrabă pentru angel investor este un pic nedrept, pentru că de ce nu v-ați asigurat voi riscurile aici? Și anume da. Să luați un credit de la bancă, să vă folosiți economiile ca să nu aveți nevoie de angel investorul ăsta. În situația voastră, voi sunteți puțin fericiți, că aveți deja un grant care ar trebui să vă scape de această vale a morții și foarte probabil, dacă la un moment dat o să aveți un investitor, o să fiți pe aici, unde o să dați 10-20% din companie pentru 100.000 de euro, pentru 200.000 de euro. Dar aici deja știți că aveți un model de afaceri funcțional. Da? Deci, na, știu că poate părea nedrept, dar trebuie să vă gândiți că din această curbă a morții, cu tot cu banii angel investorului, dacă nu ați identificat corect nevoia, s-ar putea să nu ieșiți și la final
persoana respectivă o să iasă pe pierderi. Pentru că în același timp, banii respectivi voi puteți să-i folosiți ca să vă plătiți salarii. Da? Și voi, cel puțin pentru timpul pe care l-ați consumat în dezvoltarea afacerii, ați fost remunerați. Da? De asta nu zic că e bine sau că e rău, ci că există avantaje și dezavantaje. Dacă voi reușiți să scăpați de valea aceasta morții, da, ulterior o să puteți să dați procente mici din companie pentru sume foarte, 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 foarte mari. Dar, repet, trebuie să reușiți să treceți de punctul ăsta, să ajungeți în punctul în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile și atunci lucrurile se vor schimba. Ok, ca sursă de finanțare, v-am spus, familie, economii la început, angel investor, crowdfunding, dați prin care puteți să previndeți produsul vostru înainte de a-l avea sau puteți să vindeți mini părți din compania voastră la foarte, foarte mulți oameni. Deci astea ar fi sursele de finanțare pe care le aveți la început sau granturi. Cum sunt Startup Nation, cum a fost Startup PT pentru voi și mai târziu, bine, plus concursul de profil, ăsta este la început și mai pe la început ar fi tot da, incubatoare și acceleratoare de afaceri, dar tot trebuie deja să se vadă că ați identificat corect o nevoie. Și mai târziu Venture Capital, aici, vedeți așa, când deja aveți un produs care se vinde și de obicei venture capitalurile acestea caută să facă bani pentru investitori. Ei cumpără acum, nu știu, 10% din companie pentru 1 milion de euro, pentru că de fapt speră ca peste 3 ani să o vândă cu acei 10% cu 3 milioane de euro. Aici sunt niște avantaje și dezavantaje, pentru că oricând puteți rămâne fără acești parteneri, oricând puteți să vă treziți cu niște parteneri care nu sunt agreați de voi. Vedeți acum contextul internațional în care nu cred că ar fi bine pentru compania voastră să aveți un investitor din Rusia și tot așa. Există niște riscuri. Na, vedeți ce a pățit Renault în Rusia, spre exemplu, când a trebuit să vândă tot ce deținea pentru o rublă. Cadrul legal, nu știu dacă mai are sens să insist pe el. Voi toți bănuiesc că trebuie să aveți SRL-uri. Ca idee și la SRL și la PFA să știți că puteți avea angajați. Și SRL-ul și PFA-ul poate fi plătitor sau neplătitor de TVA. PFA-ul are impozit pe venitul net 10% și bine, sunt anumite lucruri care se pot deduce și în același timp puteți să funcționați cu un PFA fără un contabil. Puteți să faceți singur contabilitate, la SRL trebuie să plătiți un contabil. Aici impozitul pe venit până vă crește afacerea ca să plătiți impozit pe profit este de 3% dacă nu aveți angajați sau 1% dacă aveți angajați, plus TVA-ul dacă vreți să fiți sau să nu fiți plătitor de TVA. După ce treceți de anumite niveluri de încasare, trebuie să deveniți automat plătitor de TVA. Asta parcă e pe la 330.000 de lei. Și parcă pe la 1 milion de euro trebuie să deveniți automat să plătiți automat impozit pe profit. Personal nu vă recomand deloc în ultima vreme PFA-ul pentru că na, răspundeți ca persoană fizică pentru tot ce se întâmplă în PFA-ul ăsta. Aici răspunderea e limitată și anumite amenzi sau datorii s-ar putea să nu se restrângă automat și asupra voastră dacă SRL-ul nu mai poate să le plătească, până când la PFA o să întoarcă în potriva voastră. Ok, nu uitați să monitorizați clienții tot timpul, pentru că de foarte multe ori, după ce treaba merge bine, uitați să mai întrebați ce le-ar plăcea lor să obțină mai nou. Na, spre exemplu că tot era partea aia cu comandat mâncarea, acum nimeni nu prea mai comandă mâncare prin telefon, toată lumea comandă aplicații. Așa că dacă nu vă faceți propria aplicație sau nu vă înscrieți pe Taz, Uber sau Glovo, de fapt Uber nu mai e, s-ar putea să nu mai vindeți mâncare prin
comandă. Asta pentru că clienții și-au schimbat nevoile și lucrul ăsta poate să vină și din faptul că mai discuți din când în când cu ei, mai afli și ce nu fac bine angajații voștri și tot așa. Și ultimul pas de care mai vorbesc, chiar e o recomandare pe care o fac eu pentru cei la început de drum, urmăriți să creșteți cu o rată constantă, astfel încât să puteți să mergeți, să vă angajați și voi oameni ca să acoperiți creșterea de cerere. Iar, de exemplu, cu Pizza Flower, 6 luni mai târziu după ce s-au deschis, pentru că, na, am spus, era ok partea de interacțiune cu ei, am sunat să comand o pizza, am primit timp de așteptare 3 ore. Credeți că am mai sunat vreodată la pizza, să comand pizza de la ei? Nu. Nu, în principiu au crescut mai repede decât au putut să susțină și într-un final, nu știu exact dacă mai există Pizza Flower în București, chiar dacă la început au dus-o foarte bine, pentru că nu au făcut față creșterii. Știu că toată lumea își dorește creșteri exponențiale, dar iar nu este un lucru bun dacă la un moment dat nu puteți să faceți față cererii. Nu este neapărat un lucru bun. Da? Aici pot să apară speculanți și din chestia asta să scoată bani mulți, că nu poți să faci față cererii, că na, crești prețurile, dar de obicei chestia asta funcționează pe termen scurt. Specula nu prea a funcționat niciodată pe termen lung. Ok, și na, ăsta ar fi ultimul pas, succes! Ok, cam asta era prezentarea pe care voiam să o fac eu. Dacă aveți ceva întrebări. Și bine, data viitoare să vă mai prezint un tool pe care puteți să-l folosiți ca să vă exersați partea asta de începere afacere. Dar asta o lăsăm pe întâlnirea viitoare. Pentru astăzi, dacă aveți voi ceva întrebări, curiozități, I-am intrat pe campusul virtual și am văzut că avem acolo de îndeplinit niște task-uri legate de un site, un profil de LinkedIn și o pagină de Facebook. Asta da. Să le facem individual sau în cursul acestor întâlniri? Nu o să le facem în cursul acestor întâlniri. Aceste întâlniri au scopul de a vă scoate vouă în evidență anumite utilitare, anumite concepte. Chiar o să aveți o mică întâlnire unde vedeți cum puteți faceți un site, spre exemplu. Dar dacă ați văzut bine, pe lângă acele teme pe care le aveți de făcut, mai aveți și niște cursuri în plus față de întâlnire pe care le avem noi, pe care de unde ar trebui să urmați măcar unul. Și pur și simplu, acelea sunt cumva niște teme care se pot rezolva mai ușor prin faptul că vă prezentăm noi diversele ustensile de aici, dar în același timp e o temă individuală. Avantajul e că atât eu cât și colegii mei suntem disponibili oricând. Ia să vă las și mail-ul meu aici și dacă aveți vreo problemă, vreo nevoie, vreun ajutor pentru temele respective, puteți să ne scrieți și încercăm să vă ajutăm. Vali, dacă îmi permiți, Vali, să completez. Da. În timpul întâlnirii de marți, pe care o să o conduc eu, vom face împreună, pas cu pas, crearea unui site simplu folosind Wix și câteva chestiuni de bază de HTML, tocmai ca să vă ajute să vă realizați aceste site-uri. Sunt simple, 3 pagini, vă voi ghida eu. Deci acea întâlnire va fi mai puțin un PowerPoint și mai mult hands-on, deci oricum urma să postez, să vă anunț lucrul ăsta. Dacă e posibil să fiți la un calculator, laptop în timpul acelui întâlnit ca să lucrați odată cu mine. Dacă